Un regim alimentar accesibil oricui, axat pe un anumit tip de alimente, poate contribui la reducerea riscului de apariție a bolilor cardiovasculare, principalul factor asociat atacurilor de cord. Studiile indică o scădere semnificativă de până la 17% a probabilității dezvoltării afecțiunilor cardiovasculare atunci când adoptăm aceste alegeri alimentare. Se pare că ouăle nu sunt cea mai bună alegere pentru micul dejun. Se spune despre micul dejun că este fără îndoială cea mai importantă masă a zilei, iar pentru mulți dintre noi, ouăle sunt un aliment de bază în această parte a zilei, indiferent dacă sunt consumate fierte sau prăjite. Toate acestea, o cercetare recentă arată că ar fi timpul să înlocuim ouăle cu ceva mai crocant dacă vrem să ne protejăm minima. Echipa de cercetare a descoperit că înlocuirea unui ou cu o mână de nuci, de exemplu, reduce riscul de a dezvolta boli cardiovasculare cu până la 17%. Mai mult, alegerea alimentelor crocante reduce riscul de a dezvolta diabet cu 18% și de deces prematur cu 15%. Nu este prima cercetare care ridică un semn de avertisment asupra faptului că ouăle ar putea fi dăunătoare pentru inimă, dar mulți experți subliniază că sunt necesare mai multe dovezi pentru a trage concluzia asupra consumului acestui aliment. Descoperirile au arătat de asemenea că persoanele care înlocuiesc 50 de grame de carne procesată, echivalentul unui cârnat, cu leguminoase, linte, năuți sau fasole au un risc cu 23% mai mic de a dezvolta boli de inimă. Acest risc scade și mai mult la 27% dacă sunt consumate între 28 și 50 de grame de nuci în loc de carne procesată. Doctorul Sabrina, coautor al studiului, spune că oamenii ar trebui să-și reevalueze alegerile pentru micul dejun, relatează știrpesurse.ro.